După ultima testare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoanele cu Alzheimer și demență senilă din localitatea Cireșu, Direcția de Sănătate Publică a declarat focar de COVID-19. 22 de persoane au fost infectate cu SARS-CoV-2. Un focar de infecție în colectivitate cu virusul SARS-CoV-2 cu numai puțin de 22 de cazuri a fost declarată la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoanele cu Alzheimer și demență senilă din localitatea Cireșu. 20 dintre aceștia sunt beneficiari și 2 sunt angajați. Este unul dintre cele mai mari focare în colectivitate din ultimele săptămâni din Mehedinți. Precizăm că în urma testării efectuate conform metodologiei din data de 22 octombrie la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoanele cu Alzheimer și demență senilă Cireșu, de județul Mehedinți, au fost diagnosticați cu COVID-19 22 de persoane. Dintre acestea, 20 sunt beneficiari ai centrului și 2 angajați. Starea de sănătate a celor infectați este bună în acest moment. Focarul a fost depistat în urma verificărilor cotidiene. Un alt focar de infecție cu COVID-19 a fost descoperit în Centrul de Îngrijire, Asistență și Sprijin pentru Tinerii cu Dizabilități din localitatea Șimian, unde 34 de persoane au fost infectate cu SARS-CoV-2.